Bun găsit, prieteni, la un nou episod în Eurocas 2024. În vară vom fi la campionatul european și vă promiteam că o să avem alături de noi oameni care au ce povesti despre fotbal, despre europene, dar în principal despre fotbal. Iar astăzi alături de mine este Mihai Stoica. Vă salut, mulțumesc de prezență. Bună ziua. În documentarea pe care am făcut-o despre dumneavoastră am găsit multe lucruri. Nu am găsit însă de unde s-a născut pasiunea pentru fotbal. E cum a început, că trebuie să aibă o rădăcină undeva pasiunea asta formidabilă pe care o aveți pentru fotbal. Se datorează cele mai importante persoane din viața mea, tatălui meu, omul pe care l-am iubit și l-am idolatrizat și și acum îl consider cea mai inteligentă persoană pe care am cunoscut-o. Tatăl meu era, într-o vreme, director la uzina de oțelărie refractare la combinat, și asta e o chestie excepțională. Și pe vremea aia, fotbaliștii erau scoși din producție. Erau angajați în combinat și ieșeau, nu mergeau la serviciu, doar încasau salariu, erau practic fotbaliști profesioniști la Galați, combinatul și echipa de fotbal erau conduse de un mare om, marele ministru Costache Trotuș, care era actia după fotbal. Și în momentul în care oțelul aducea câte un fotbalist, chema directorii de uzină. Erau patru directori din fluxul tehnologic, care erau cele patru uzine din fluxul tehnologic și încă trei directori de la auxiliare și spuneau Am pe Puiu Antohi Am nevoie de o uziră care să l angajeze Ei, se tot uitau pe jos așa, nu, că nu le convenea că na, nu da. Se uita la, la taică Ilie, ce zici? Da după care Taimi se ducea și chema șefii de secție și le zicea îl avem pe Pui Antochi, un vârf extraordinar, avem mare nevoie la echipă de el. Cine, la cine merge? La mine, la mine toți, că știau că se apropie de el dacă fac chestia asta. Da. Tata m-a dus la stadion de când eram foarte mic. Ce semnă foarte mic? 4-5 ani. Da, așa nu, prima amintire. Era pe care prima amintire la, eram la Oțelul, eram foarte mic și era un fotbalist la Oțelul o extremă state. Uh, nu, ne foarte bine Și uh, chiar acum câțiva ani uh, ne-am împrietenit pe Facebook și am spus, am fost, am stat pe umerii tăi când eram mic și incredibil, nu pot să cred, nimic, că nu știa, nici măcar nu știa că, mă rog, mă mergeam la meci pe vremea. Aia. Da. Um, ce alte episoade mi-aduc aminte perfect, în 78 era campionatul mondial din Argentina, turneul final, transmis de televiziunea noastră, ceea ce era o excepție, pentru că noi nu prea dădeam meciuri în uh, anii aia. Și într-o seară, eu aveam 13 ani, capotasem, dormeam. Și a venit tainele și mi-a zis, băi, trezirea că e meci tare. Juca Peru, Peru cu uh, Chumpitas, cu ceva deosebit, cu Scoția. Și uh, da, 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 bine, bine. Și am adormit la loc. Și a venit cu o cană de apă și m-a mastropit. M-a stropit și mi-a zis, bă, vocea, vocea noastră identice. Bă, ăsta nu-i să-l ratezi. Și eram distrus. Și am venit și am stat în scaun așa fără spătar ca să nu adorm. Și într-adevăr, meciul ăla mi-a rămas și acum în cap. Cu bilia se executa loviturile libere cu exterior, Adică era ceva... Da. Cam din ce an e fotografia? la, 71. 71. Da, înainte de, de a începe școala. Ah, cam perioada da. în care vă ducea pe stadion. Așa da, 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 mergeam 4, pe, 5, 5, da, mergeam aia, pe da. stadion. mergeam după aia îmi făcusem, aveam în 74 am devenit stelist și aveam o stemă pe care o luasem de la București, de magazinul de pe Brezoianu, cred, că nu mai rețin exact, dar pe care mama mea cosea de pe o bluză pe alta. Era doar Dar o stelist stelă. de ce? Adică de unde? Stelist e aproape incredibil pentru că toți zileam cu Dinamo în cartier la mine și în Galați în general în perioada aia pentru că Steaua nu făcea rezultate în perioada aia. Dar a mers și Tudor El Stoica la Steaua și plecase de la Galați și asta era o chestie na, deosebită pentru noi. După aia am plecat și Miții Magiari. pe Miții Magere, pe l-am cunoscut și am. La Miții Magere am fost de copil de minci când și-a rupt piciorul la Galați, la un meci amical incredibil. Un meci amical cu stadion arhipelag. Um, și l-a faultat un prieten foarte bun de mine. În fine, um, am apărut odată din vacanțe de la bunici cu. steaua a scris prin toate caietele că na, luam aveam TV de vacanță. Și mama crede că bulicul meu m-a influențat, că bulicul meu era cumva contra tuturor. Și probabil și chestia asta cu Dumnezeu Stoi, că eu așa, eu pentru mine asta a fost decisivă că Stoi Stoica, nu așa se zicea la Galația, s-a mutat la Steaua. Da. Dorul Stoica fiind în clasa, având învățătoare pe sora soacrei mele. Am aflat asta după foarte mult foarte timp. mai multe. când mai postați de Tudor Stoica, mai spuneți acolo, o datorită căruia. Da, da, Am a început -am, să simpatizez Steaua. A fost atât de bun, era fotbalist. Și. Uh, și faptul că plecase din Galați, poate că a făcut mulți steliști atunci la Galați. Uh -huh. um, și acum, cred eu că Galați. În, bine, clar că Steaua acum, după 86, clar că a făcut foarte mulți uh, fani peste tot și galați. Dar exact fanii de, de, genul ăla. Bate oțelul, mă bucur, bate steaua, mă bucur că steaua. list. Da, tatăl dumneavoastră ținea cu vreo echipă în dinamo afară am de vist. oțelul? Era dinamovist. Dinamovist, dar înainte de a fi... În 79, când am văzut meciul ăla de pomină, Dinamo fece Argeș 3-4, când Dinamo avea nevoie de o victorie și era campioană, dar a pierdut cu fece Argeș, l-am văzut bucuros și nu înțelegeam. Și a zis, bă, dar nu, nu mai înțeleg, ești drag. Sunt bă dinamovist, dar înainte de toate sunt dobrinist. Deci l-a iubit atât de mult pe Dobrin, încât dragostea față de Dobrin a trecut și în, peste simpatia pentru Dinam. Simpatie pentru Dinam. Ținea cu Dinamo, da, dar nu... Dar era genul ăla care, spre exemplu, el nu ținea cu Craiova, nu-i suporta pe Craiova, că avea el o problemă cu și nu-ți nici niciun cup de europeni cu Craiova. Iar după aia, când a venit Aurel Cicleanu, care am fost prieten, atunci lucram, era foarte bine. era cu familia mea. Îi spunea, nu, da, n-am ținut cu voi, dar ce băia bun și tu și ce. Da. Ca fotbaliști erau clar foarte buni și îi aprecia ca fotbaliști pe toți. Da. Apoi ați început perioada în care să vă să jucați. Fotbal. Cum s-a împăcat chestiunea asta cu dorința părinților, bănuiesc, de a învăța bine? de a... Așa erau timpurile atunci, adică să nu abandonați școala, să nu lăsați, așa, pune burta pe carte cum era atunci, ziceau părinții mereu. Cum s-a păcat chestiunea asta în familie? Normal că puneau înainte de toate școala și oricum învățam foarte bine, dar când am avut probleme mari de tot, că lipseam de la școală, în ultimul an de liceu. Mi-au interzis să mai merg la. Lipseați de ce? De chiuleam. Am înțeles, dar motivul fiind. Bun, Că nu eram serios. <laughs> înțeles. Nu am, am crezut am că serios. pe casa la meciuri sau nu no, știu. Nu, no, da. no, alea erau să motivau. Că aveam absențe, se-și motivau absențe. Aveam și motivate și foarte multe motivate. Chiuleam, chiuleam cu toții. La un moment dat, eu și jucăm fotbal în curtea școlii. Eram atât de nebuni încât fetele erau în clasă și profesorii se uitau pe geam că noi jucăm fotbal afară, cu de la școală. Da, mă rog, erau alte vremuri. Și când mi-au mi spus gata, ți-am zis dacă nu ești serios, ok, nu mai merge. Și am fugit de acasă. Am fugit de acasă. Am. Am dormit. O noapte am dormit în lift. Asta pe la ce vârstă? La, în ultimul an de liceu. Poza asta e în perioada aia sau Poza e mai asta este din facultate, aveam 20 de ani. Și Te vă frumos să remarci frizura Duran Duran, da. O, mamă, da. Am fugit de acasă, da. Am fugit de acasă și stăteam și mă uitam cum colegii mei se duc la școală și eu nu puteam să merg la școală, puteam să la școală și să nu mă duc acasă. Și eram, eram, rău de tot. Și antrenorul meu, Ion Morocai, fostul jucător pe care l-aveam antrenor la junior la Republicani, m-a dus acasă. S-a interesat pe unde umblu, a dat de mine, mi-a zis, bă, și eu îți garantez Stând că... de acasă cât timp? Trei nopți am lipsit atunci. Trei nopți. Și vedeam și pe, deci mă, mă ascundeam și vedeam și pe ei mei care în loc să meargă la serviciu, mergeau și mă căutau. Deci, aveam probleme mari. Da. Și cum a fost m-a dus acasă reconcilierea cu părinții? ne moro. Ion Moro, hai nu, mi-a zis, bă, 100% te lasă să vii la echipă, dar trebuie să mergi acasă. Și m a dus, mă rog, am pus în cap, dar am în continuare la echipă. Doar că în, spre Finalul campionatului, am făcut o O întorsă cu smulgeri de foarte, foarte la Am stat foarte mult în gips și pentru asta, pe asta m-a ajutat, am, am învățat mult mai mult și am luat la facultate în stil mare. Da. Ce fel de fotbalist? Adică, până la ce nivel nați? La nivelul. Nu, divizii? am jucat puțin divizia, divizia C. Am fost de. Acum aș fi la ce acum aș fi jucat uh, în Liga 2. A... Doua, Ați fi jucat Liga 2. Jucat Liga a doua, ce post? Da. Închizător. Ok. Da. Uh, mulți antrenori mă voiau pentru că ziceau că sunt foarte inteligent. Problema era că eram foarte lent. Nu aveam viteză de deplasare. Aveam doar viteză de gândire, dar dacă nu se. Nu le ai pe amândouă, e o problemă mare. V-a frustrat chestia asta că n-ați reușit să fiți un fotbalist uh, bun? Da, mi-am dorit, dar mi-am dat seama că nu pot. Spre exemplu, în 89, terminase facultatea, jucam la Tulcea, la șantierul naval, și când a venit Revoluția, dacă mi-a zis, bă, n-am cerut nimănui nimic niciodată, te pot aduce în galați, dar trebuie să te apuci de muncă, trebuie să te lași de fotbal. Și am zis, da, oricum n-am viitor ca fotbalist. și." am dus la 24 de ani, am terminat. Dar nu m-am gândit niciodată că o să ajung să lucrez în fotbal. Chiar că nu m-am gândit. Revoluția cum v-a prins? Sau, mă rog, așa în ce context? Cu amândouă picioarele în gips. cu <laughs> cu amândouă? Cu amândouă în gips. Am avut uh, meci pe, la începutul lunii decembrie și am, aveam probleme mari de tot la gleză. Am, avut, am făcut întors în prima și bă, antrenorul meu de la Tulcea nu o să-l ierte. Odagiu, mi-a zis să. Bă, e 1-0, dăm 2-0 și te scot, dar încearcă și intră și în a doua, și m-am legat, am intrat încălzit fiind, n-am mai ținut cont de nimic, 2-0, 3-0, aia zis lască, merge. Și în ultimul minut am dat, am dat la poartă, mi a pus un notalpă și s-a dus și gleza cealaltă. Și aveam am un două și aveam un prieten foarte bun care nici el nu mai este din nefericire care m-a ajutat să mă deplasez, că era un big gips cu amândouă, neștiind în la Tulcea nimic ce se întâmplă în țară. Și pe cam pe 18, 19 așa, a venit a venit taică meu și m-a luat și a zis: "Băi, mergem acasă că în țară nu noi la Tulcea nu știam nimic." Nu știam că a început revoluția la Timișoara. V-au lipsit da. multe lucruri în comunism Mă rog, dincolo de libertatea asta care ne lipsea tuturor, nu știu, nevoi din astea, nu se întâmpla în țară și în, chiar și în București. M-a frigul. Și era atât de frig. Deci eu la Tulcea, la Tulcea nu era nu era o gaze. Și aveam o, o plită din aia electrică, foarte mare, ca un aragaz din aia mare, dar electric. Și la un moment dat atât de frig mi era încât l-am împins până în dormitor, dar n-ajungea. Am împins patul spre ușa de la dormitor, am deschis cuptorul, l-am pornit și m-am culcat cu perna, am pus-o pe ușa care mă rog, era lăsată în jos de la cuptor ca să mă încălzesc puțin, că nu mai puteam de frig. Și prostia aia cu... Raționalizarea, ceva da, înfiorător, însă poate și mai rău, în sesiune, când învățam doar noaptea, la galați, patru ore se pe curentul. ceva inimaginabil. Să înveți la lumânare, că bineînțeles, că ziua știi cum e, n ai chef să înveți, umbli. Da, au fost niște chestii pe care cei care nu le-au prins, nu. N-ai cum să le explici celor care nu le-au prins și era îngrozitor pentru că nu pur și simplu nu erai lăsat să faci niște lucruri prea simple și prea ușoare. Uh, drama e că sunt oameni care au prins comunismul și spun că a fost bun. Da, este incredibil. Asta e drama, că măcar este poți să înțelegi pe cei care n-au prins da. comunismul. Nu, este incredibil așa ceva. Eu la Galați am prins o chestie când primul secretar a spus se dau nouă ouă pe zi la fiecare. Și eu aveam un prieten care le mânca toate odată, că a zis, bă, măcar îmi au de o grijă. Și uh, au venit oameni și au spus, dar tovarășul prim secretar, avem, se strică. Se strică, nu contează, se strică, asta e rația. Băi, n-ai cum. Chiar n-ai cum. Da, nu, uluitor, da, asta spun. Adică... Da. Pe de altă parte, au fost niște chestii care nu că te-au întărit, te-au modelat. Uh, și noi, ne, spre exemplu, mergeam la rând la lapte. Mergeam de seara, toată cașca noastră. Nici nu beam lapte, că nu ne plăcea laptele. Mai bea câte un iaurt, că se aducea și iaurt dimineața și, într-adevăr, era... Iaur, Erau alea groase cu... Da, 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 da. cu două alea două groase, așa. Și uh, mergeam la coadă, uh, la ora 11 ne puneam la rând și veneau băieți, fete, toată noaptea socializat. Ne jucam pe acolo, venea la... ne jucam. Eram de, destul de mari. Mai fumam, că, na, toată lumea... Atunci era o mare șmecherie să fumezi, da, da, da. Dar fumam, mai amestecam mentă după aia din fața blocului, mergeam acasă, suflu... Mai ai fumat, nu? De ce mi amentă? Banc de un capac. Dar era, cum să spun, noi ne distram. Unde se distreze? Acum, na, nu știu, e, 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 complet schimbat și nu, chiar nu sunt dinozau, să spun, domne, cum era, că nu știu ce. Chestia ce mă deranjeze pe mine acum, la copiii din ziua de azi, că nu se mai joacă. Și nu poți să spui că n-ai unde. Păi, sinteticele astea, păi nu, dacă aveam un sintetic, cred că atunci, cred că dormeam pe el. Ce? jucam pe bitum și pe Jucam Pe bitum pe, pe, ziua pe pământ, da. în buruieni, cu ăla de bătătorul de covoare poartă, cu, cu la un moment dat bătusem între doi copaci, bătusem o scândură sus ca să facem și bară transversală. Da. Da. Problema e că s-au schimbat atunci. Păi, ca să vă jucați afară, fotografiile da. așa. telefoane mobile, nu. Nu. Acum, dacă sună cineva și nu răspunde, ce s-a întâmplat? Mai sună a doua noi oară și s-a întâmplat? Da, Dani, noi nu aveam răbdarea să mergem până sus să bem apă, că stăteam la etaj, și să ne întoarcem, ca nu cumva să se întâmple ceva în cât am lipsit. Și atunci rugam părinții să ne dea cu sfoara din balcon sticla de lapte aia plină cu apă, ca să bem din ea, ca nu cumva să pierdem ceva. ce. Alte vremuri, alte vremuri. Mai era discuția la, la Vâlcea de unde sunt, când stăteam în fața blocului cu un comentariu și un părinte striga pe cineva. Și ce vine până sus? Nu modul, Dar de ce nu mă Că mă oprește. Da, mă ține în casă. Da, mă ține în casă. Aia era vrăjeală. Vino în Nu, hai, vino în Nu știu ce gata. Buf, încă Da, bine. S-au schimbat vremurile, din păcate. Da. Din păcate, se că nu se mai face sport. Adică îi dai un telefon sau o tabletă. Este, copil și este exact ce spui tu, dar invers. Atunci. Dacă te pedeapsa maximă și cel mai greu de suportat era să te țină în casă, exact. Da. Mă n-ai voie să ieși. Da. Grant. Acum înțeleg că există părinți care vor să-și gonească, mă rog, progeniturile din casă pentru că stau și se joacă pe. Da. Noi ce să jucăm atunci? Am jucat după Revoluție. Puțin tetris și ne-am lăsat. Dar chiar care erau jocurile dincolo de fotbal, așa care. le... erau. erau uh... Elasticul, jucați? Nu jucam surca la Galați. Era un fel de uh, oaină, oină, dar în loc de minge dădeai de într-un, noi ziceam, țu, mă, rog, într-o bucată de lemn. Pac de și o de, 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 de da, așa. Da, da. Jucam nouă pietre ăla cu uh, să-l nimerești pe unul cu mingea de tenis de câmp. Mingele de tenis de câmp erau pleca în velișu. Mi îți dădea una din aia prin ureche sau prin ăla are. Și fotbal jucați cu ce? Cu mijloace de 35? Jucam fotbal cu mici de 13, că așa au fost prima a, dată, prima care s-au făcut da. 18 după aia. De 35 era deja bună, iar când apărea o minge de piele era într-adevăr ceva special. Și la galazi noi jucam și hockey, dar că era și nebunia cu hockey, nu aveam crose. Ne făceam noi la un moment dat jucam și cu brazi de crăciun. nu nimeni nimic și în loc de puc era conserva de pate. Da, jucați unde? Aruncam apă pe gheață de, de gheață naturală, nu artificială. Da, aruncam apă și ne luam și capace, că veneau oameni mai în vârstă și alunecau pe acolo că noi dădeam cu apă, Veneam cu apă și dădeam ca să înghețe. Da, da era frumos, era frumos chiar era. Când erați la facultate, ce că fiecare copil, când ajunge, deja conștientizează, se gândește la viitor, ce v-ați fi dorit sau ce visați că urma să faceți? Nici prin gând nu trecea altceva decât uh, că o să fiu ca taică inginer metalurg. Și uh, nu aveam absolut nicio... Mi-ar fi plăcut uh, jurnalistica, dar atunci era aproape imposibil. Iar noi aveam... Bunicul meu fusese un soi de dizident. Tata a avut un dosar foarte prost. El a ajuns să aibă funcție de conducere pentru că era super calificat. Dar uh, i s-au pus multe piedici. N a putut să nu îl primeam în facultate la început, pentru că bunicul, făcuse... bunicul meu făcuse... nu aștepta americanii. Ne <laughs> aștepta americanii și n-au venit. N Au venit ruși. <laughs> da. 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 Și uh, nu mă gândeam la nimic altceva Adică universul meu era foarte limitat Facultatea am făcut-o la Galați, chiar dacă profesorii veneau de la București și erau niște somități în domeniu. Cu Costel Zota am avut aceiași profesori. Dar nu mă gândeam să plec în altă parte sub nicio formă. Și nici nu mă gândeam. Eu am fost foarte bucuros că începuse să-mi placă materiile de specialitate din anii terminale ai facultății. Cum ar fi? Cum ar fi Mă rog, uh... acum o să fim hai pe asta. Eu am, te am terminat turnătoria. Cum sună asta? Facultatea de Metalurgie avea două secții. Turnătorie și prelucrări metalurgice. Și noi am făcut turnătoria. Dar de ce? Pentru că Bă, uh, mă întorc la Ministrul Trotuș. Ministrul Trotuș avea la o uh, câteodată invita toți directorii cu familii și făceau petreceri la în pădurea de acolo. Eu acum, ministrul totuși venea și la meciurile de tineret, ca să înțelegi, și se uita. Și mă știa ca fotbalist și îi plăcea de mine. Și mi-a zis, stai, mi-a zis, bă, vezi că o să te, dacă te cheamă ministru și te întreabă, și o să te întrebi la ce facultate dai, tu să-i spui că, bineînțeles că metalurgie și dacă te întreabă specializare, spui că turnătorie și dacă te întreabă de ce, îi spui, bă, e mama meserilor. Am înțeles. Așa stăteam, așa mă tot trăgeam cu ministrul profesional foarte mare. Și la un moment dat -am făcut semn. M-am dus. Băi, eu am înțeles că la nu te mai văd, jucă. pe. Păi, da, trec în armat. Uh -huh. Și la ce facultate? La metalurgie. Da. Și ce o să faci? Turnătorie. De ce? Pentru că e mama meseriilor. Am învățat tactul. <laughs> <laughs> și o și da. <laughs> Bră, bă, bă. Pai placă, de -și. Da. Și. Um, primii doi ani de facultate, am zis ce caut aici, că nu-mi plăcea nimic din ce făceam și nu vedeam ce, uh, cum o să mă ajute. Dar, mă rog. iar după aia, când am început uh, specializările, da. Da. Clar, am avut un proiect. Uh, să spun ce proiect am avut? proiectul meu de diplomă a fost uh, optimizarea consumului la rețelele de turnare și maselote. La turnarea, ce să facem? Asta era. Ce vrei? Armata unde a făcut-o? La Râmnicu Sărat. Cât timp? La 9 uh, luni. N-am uh, fost bine deloc, am fost rebel și am avut, am văzut toate recordurile de, uh, am făcut foarte mult arest pentru că nu mă integram. Aveam prieteni, dar făceam prostii și nu, nu, puteam să respect niște reguli stupide pe care le, le impuneau ei în regimentul în care după trei ani de zile a făcut Andrei Vochin. Acolo? Da. Dar ce da. reguli stupide? Dați mi și de două, trei exemple că Era, multă am lume jucat, susținea am despre fotba, armată da. că erau o chestie inutilă în mare Mai probabil. mult decât Era ceva înfiorător să stai, noi eram 77, într-un dormitor erau 38, într-un alt dormitor 39. E erau curse de șobolan noaptea prin dormitor. Era, condițiile erau înfiorătoare. Uh, am avut apă caldă la, în spălătorul nostru de două ori în nouă luni. Din greșeală, că băgase era apă caldă pe țeală. Deci exista posibilitatea să ai apă caldă, dar te spălai cu apă rece. Uh, era ceva foarte, foarte rău. Cu deșteptare la 5 jumate, cu bă, niște chestii din astea. La un moment dat, eu eram pedepsit și Plutonul alerga, iar eu trebuia să alerg în jurul Plutonului. Băi, dar cum să. La un moment dat am a, a, ducând în mână o țintă, piept din aia mare și bătea și vântul, și o lădiță a comandant, se chema. O chestie de lemn, așa, foarte grea. Și l-am aruncat într-o rupă. Bine, mă care arest, mai bine stau la arest decât. Și la arest era atât de. se chema țambal. Era un pat de palme laminat, lipit de perete, prins cu un lacăt, care se deschidea, avea două lanțuri pe lateral și acolo dormeai. Dar ei ce făceau? Îl lăsau puțin în jos ca să alunece, să nu poți să dormi. Și tu te puneai, te țineai de lanțul ăla și dormei, dar în momentul în care adormeai, bineînțeles că te relaxai și te dai te duceai în jos și nu puteai să dormi deloc. Și dormeam pe jos. Se pare povestit din lagăr, într-o armată. Adică... Nicio o exagerare. Așa era la armată să arate vremea aia. Regimentul 0258. A fost o sărbătoare. Nu? M am liberat. am zis că îmi dau foc la valiză pe terenul de fotbal. Că am jucat și fotbal o perioadă, dar după aia am fost exclus. Am în fine, am făcut multe pune, nu, nu se poate spune. Am, săream gardul și ce să facem? Eram, săream gardul, mai luam o bluză de training peste ținută. În fine, am dat, mi -am dat foc la valiză și m-au... Uh, da, ok. Cum sună asta, mi-am dat foc da, la da, valiză. Da, da. Și m-au trecut la are și ăia, uh, știam că pleacă. Până la urmă a fost un om ok care mi-a dat drumul să plec. Uh, da, da. Acolo e de, sunt de poveste multe. Nu, nu avea niciun sens, dar niciun sens. Așa am văzut -o și eu mereu. Niciun sens. E adevărat că, totuși, eu am trăit multe vreme cu coșmarul ăsta, că mai e armată, mai e în armată. Și până la urmă am prins exact momentul în care s-a scos armata obligatorie. Aia, și în dar, mare... A fost o chestie. Pentru că aveam la bloc uh, vecini, da? care plecau și când se torceau, se torceau unii dintre ei traumatizați, realmente, da, da, da. de armată. Pe mine m-a Adică, Eram mici, aveam 18-19 ani, dar totuși uh, era prea stupid. Nu era vorba aia dacă faci armata, nu ești bărbat. Da, era vorba aia, dar era o prostie. Păi era o aia. Mai era o vorbă, că erau unii care se îngreșeau, că mâncau, dar nu puteai să mănânci de acolo. Eu am prins 83-84, când nu se găsea nimic de mâncare. Adică o conservă de carne chinezească, te, te omorai pentru ea. Uh, îți spun o singură chestie. Deci făceai planton. Făceai, erau trei schimburi. Unul începea de la 9 jumate seara când era asta, mă rog, și ultimul planton, două ore jumate dimineața. Și la aveam un, unul mai nervos, așa, coleg, a zis, bă, cine -i planton schimbul 3? Eu. Vă fi atent aici. Să nu mai faci o glumă, pentru că exista, existau alarme. În momentul în care erau alarmă în, în, în noaptea, că numai noaptea erau, Plantonul trebuia să intre, să strige companie deșteptare, companie alarmă și toată lumea se îmbrace rapid să-și armamentul și să coboare. Și eu mai făcuse glume din astea. Companie deșteptarea se îmbrăcau, se fugeau, după aia se Și el mi-a zis, bă, să nu cumva, nu mă stai niște, nu Și bineînțeles că am făcut-o. Și când, da, când s-a ridicat, dormeam în primul pat, era și pat deasupra lui. A și cu capul de, de patul de deasupra. S-a uitat la mine, parcă îl văd și acum, și a zis, te omor. Și am fugit, era iarnă. Am fugit, el a fugit după mine, două etaje, brum, brum, eu eram îmbrăcat și încălțat. era eram picioarele goale, în zăpadă. M-a fugărit. Eu cred că dacă nu mai... Se -a Chiar ești ducea planul m la, da, la, la porec, porecla lui era animalul. Deci ca să, se înțeleg. Deci m-a fugărit. Aia erau toți pe, pe geam afară și ziceau Este, mă, haide, dă-i, dă-i, dă i Și fugeam așa, fugeam până a obosit el. Și eu n-am mai, -am mai ajuns în dormitor. Până când am vorbit cu altul, bă, hai să mergem să-l băgăm pe ăsta, nu știu ce. Da, da. Armat. Da. Am câteva rubrici și uh, vreau să, să o vedem pe prima, de uh, versus. Să faceți niște uh, alegeri, mă rog, între doi jucători, două echipe, două momente, mă rog, și am căutat să fie cât mai echilibrate și cât mai uh, greu de ales, nu să fie uh, simplu. La mine este foarte simplă alegeri, cred. Bun, uh, hai să vedem. Bun. Deci, prima. Începem din fotbalul internațional. Zidan sau Ronaldinho? Zidane. Ok. Cu Ronaldinho, puteai să-l pui cu oricine, că n-am fost fan de Ronaldinho. Nu. Multă lume a fost nu, fan de Ronaldinho. Nu, pentru că îmi dădeam seama ce potențial poate avea dacă era serios, dar el nu era serios. Un jucător care putea să fie la nivelul Messi și Cristiano Ronaldo, dar n-a fost. Dar între el și Neymar, de exemplu? la, gestor, la pe Neymar? adică între, nu îl alegeți între Ronaldinho ne, și... de, de Ronaldinho îmi place personalitatea lui Neymar. Mi-a antipatic ca persoană foarte tare. Ah, ok. Da. Bun, mai departe. De la noi din campionat. Ia să vedem. Dică versus Pancu. Dică. Dică sentimental, așa. Dică da? clar. Clar? Da. Da, 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 da. Nu vorbim de calitatea lor fotbalistică. Vorbim de. Uh, pentru mine. Și bineînțeles că nu sunt. Uh, nu pot să fiu obiectiv aici. Ok. Dar Bun. cu Pancu am o tare. Când a jucat la Rapid, eram cu Ilie Dumitrescu, antrenor la Galați. Și domne uh, pleacă la Cezena, n-are niciun, aia nu, n-are niciun chef. 4-1, ne-a bătut patru goluri Pancu, după fiecare gol își scotea tricoul de pe el și îl punea în fața și aplauda. Și la al patrulea am trecut și am zis, auzi, bun, vezi că răcești, să <laughs> ajunge Pancone. Da, foarte bun, foarte bun fotbalist. Bun, și el cred că ar fi putut să facă mai mult decât da. a făcut, dacă era poate mai... Da, dar oricum a făcut. A făcut, da. Stela sau Silviu Lung? Da, asta poate să fie, eu, pentru că am avut o părere excepțională despre amândoi. Îi consider îi consider pe Vasile Iordache din generația lui Silviu Lung, dar puțin mai mare, ca cel mai bun portar pe care l-am văzut, cu care m-am născut practic, am deschis ochii în uh, fotbal. Uh, La aleg pe Stella pentru că am avut și ocazia să lucrez cu el și să-l cunosc foarte bine ca om. Și pentru mine, Stelea nu are niciun defect, nici ca portal, nici ca om. Da? Că Dar multă am... lume îl percepe așa, că pe un tip ciudat, că pe un tip nu, mai nebun. Mie îmi place foarte, foarte mult și ca personalitate. Și un, un tip excepțional. Bun. Mai departe. Dar pe Silviu Lung, când se lăsase, cred că 92, sau dacă nu, chiar 93, că se lăsase de la Electro, l-am întâlnit la mare... Și am zis, i-am propus să vină să mai apere la Galați. Și era cu soția și a zis, uite Mariana ce zice Da, păi m-a luat. Mariana, hai mă, termină. Da, deci efectiv efectiv am făcut ofertă clară. plăcea foarte, era foarte bun portar. Foarte bun portar. Ungureanu sau, nu, avem aici Dorinel Munteanu sau Sabău? Sabău, chiar dacă era la Dinamo. Sabău? Da. Mi-a plăcut foarte mult. Știi cum e? Aici e... Eu am un tip de fotbalist care îmi place enorm. Și chiar dacă nu e cel mai bun jucător dintr-o echipă, nu e ceva special, nu... Deci fotbalistul care mie mi-a plăcut cel mai mult de când mă uit la fotbal a fost la Laudrup. Nu cred că există un om de tatea mea care să-l aibă drept cel mai bun fotbalist. Că nu spun că era cel mai bun, clar că nu era cel mai bun, dar mie îmi plăcea cel mai mult. Uh, Sabău, un fotbalist care are meciuri în care nu pierde nicio minge, nu are cum să nu-ți placă. Și regretam enorm că nu e la steaua. Mi-a plăcut, cred că era jucătorul meu preferat din generația aia. S-a spus că dacă el ar fi fost la Mondialul din 94, poate că România era la un nivel și mai mare. E posibil. Eu spun doar atât. Ce mi-a spus mie Dan Petrescu că de câte ori juca Sabău la echipa națională, el nu mai avea nicio, uh, nicio, apăsare și urca fără nicio problemă. Știa oricând că poate să urce pentru că îl acoperă Sabău. Și își dorea mereu ca Sabău să fie apt să poată juca cu el la echipa națională. Da. Bun. Ungureanu sau Klein? Ungureanu. Poate și pentru că a venit și la Steaua, Uh, dar era un fundaj stânga atipic Un fundaj stânga de picior drept Folosea ambele picioare Dar el, piciorul de bază, era piciorul drept uh, Klein, Pe Klein l-am considerat mereu Mai mult mijlocaș stânga decât fundaș stânga A și jucat, nu? Da. Multă vreme, da uh, Clar că sentimental Ținând cont de faptul că a dispărut la o vârstă atât de așa prematur și a fost tragedie națională atunci, era normal să fie pentru că era un fotbalist foarte bun și arăta, arăta fotbalist, Klein arăta impecabil, exact fotbalist din ăla. Și, și fața o avea de fotbalist, pentru că sunt eu am sunt fotbaliști foarte buni pe care nu-i ajută fața. Și care nu neapărat că au de suferit din cauza asta, dar Uite-l pe Palmer. Palmer la Chelsea arată formidabil. E golgeterul campionatului, golgeterul Premier Dacă îl vedeai alături de Foden și de Grealish, nu te dai doi bani pe el. Da. Da. Ungureanu. Apropo de Ungureanu, când am uh, făcut așa analiza unor meciuri celebre din istoria fotbalului românesc, pe baza monitorizorilor în stat, Ungureanu cred că era în top 3-4 în Craiova, Kaiserslautern, România, România, Italia, Steaua, Milan, în 89, da? în toate și asta m-a -a, surprizat. Avut niște adversari direcți în care nu pierdea duelul, acolo foarte erau scoase bun. și duelurile. Da. Foarte, foarte, foarte bun jucător. Și am zis, nu, poate să fie întâmplare în atâtea meciuri importante, tu să fii la un nivel ridicat. Foarte bun fotbalist. Și Bărbulescu, să-l ierte, a fost foarte bun la Steaua, tot așa de picior drept, dar Ungureanu a fost iar uh, poate cel mai bun fundat stânga din istoria națională. Da? Ok, Kivu a jucat și fundat stânga, a jucat și fundat, a jucat mai multe posturi. Mai dar... degrabă alte posturi la da. și fundat stânga, dar nu era da. gen da. raț să fie da. doar fundat stânga. Știi? Și de aia Kivu uh, e, e dar Ungureanu, eu așa l-am văzut, era foarte, uh. foarte bun. Uh, bun, Cămătarul sau răducioiul? Cămătarul sunt două persoane la care țin foarte mult. Pe de îl cunosc mai bine, că am avut ocazia să vorbesc de mai multe ori cu el. Dar de câte ori îl văd acum pe Ludion Cămătaru, parcă mă duc în trecut și mi-aduc aminte cum putea să facă o, o nație fericită. Golul de pe Rasunda și nu numai asta, și E un exemplu acum, dacă îl vezi cum arată și ce viață duci. Păi tu, cam e, cred că e 58 născut, are 66 de ani. Tu în fiecare dimineață să te duci să noți și să faci bicicletă eliptică și să arăți impecabil, pentru mine asta este. Am, am multe modele în viață și cam este unul dintre modelele mele. Apoi, din postura de antrenor, că nu noi putem compara ca da. fotbaliști, că na, o... Edi Ornescu nu prea a fost fotbalist. Răzvan nucescu sau Edi Ordonescu? Singurul cu care m-aș -aș gândi și poate l-aș alege în detrimentul lui Răzvan ar fi uh, Oli. Deci pe Răzvan poți să-mi-l pui uh, cu oricine. Și cu Dan Petrescu, de exemplu? Da, și la aleg pe Răzvan Lucescu. Serios? Da. Interesant te am zis, la mine e ușor alegere de făcut. Dar nu, aici m-aș fi gândit că spre răzvanul Pentru mine, da, dacă l-aș fi mine pus un... pe Petrescu, m-aș fi gândit că la nu alege pe Petrescu. Nu. nu. Nu, pentru că pentru mine antrenorul trebuie să fie un cumul de calități. Nu doar să știe să antreneze sau să facă rezultate. Și ți am zis. Cu Oli stau și mă gândesc și îl aleg pe Oli că, Oli cu Oli am făcut. Au fost cele mai frumoase. Uh... Dar, apropo, de Răzvan, cum da. te aveți o relație atât de apropiată, el fiind un antistelist, că nu zic Rapidii sau din Amoviz, da. A fost un antistelist. A fost, ok. Da. Da? da. Și dumneavoastră un mare stelist, adică s-a legat o prietenie și o relație. Și am avut și conflicte exact. când era la Rapid da. vicepreședinte. Pur și simplu, așa te duce viața. Să cunoști oamenii mai bine și uh, să realizezi că ai foarte multe în comun. Da, îl apreciez enorm. Și uh, Știu că v-ați dorit atunci să lucrați cu el. Nu s-a putut. L-ați dorit la, dori la urziceni. Fai de mine și am fost așa aproape, 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 aproape. Deci ce de s-a dăduse ok -ul. Nu exista nicio clauză în contract care să îl împiedice să atreze echipă de club din ianuarie până în iunie și uh, a zis că trebuie să mai aibă și acceptul lui Ionuț Lupescu și acolo s-a oprit tot. Dacă ar fi să extrageți două chestiuni care îl fac special pe Răzvan Lucescu, că înțeleg că la a asfalt, ce anume? Păi prima ar fi o declarație pe care a dat-o fostul golgheter al Franței și al Turciei cu care el lucra în uh, Arabia Saudită. Uh, care a spus că este cel mai bun antrenor care a lucrat vreodată. Gomis sau cine? Bafetin care lucra, jucase la Lyon și care fusese antrenat de nume mari și a zis că e cel mai bun antrenor care a lucrat vreodată. Pentru mine asta a fost suficient. De aia și spun că Oli e special din moment ce a avut pe Canavar o secund. Da. Bă, pe Fabio Canavar o secund. Mai are rost să mai vorbim uh, altele? Nu. Atât. Nu mai contează pe cine a antrenat și pe cine antrenează și acum, dacă e să, să o luăm așa. Doar că am fost canavar o secundă. Și a doua, uh, răzvan, faptul că succesul și uh, tot ce a realizat în ultima vreme și, și care l-a făcut să se desprindă de numele lui Mircea, ceea ce era foarte greu. Pentru că ei, fiind băiatul lui Mircea Lucescu era aproape imposibil ca eticheta asta să poată cineva să ți-o dezlipească. Și a dezlipit-o singur, făcând rezultate, câștigând foarte mulți bani, iar asta, în loc să-l uh, facă mai distant față de noi muritorii de rând, și nu o spun cu uh, maliciozitate, o spun exact că așa este, l-a făcut mult mai uman. Da. Este un om care, cu care te întâlnești și îți face plăcere să stai de vorbă. Nu vorbește de sus, de la înălțimea rezultatelor și a, până la ori și a realizărilor financiare pe care le-a făcut. Nu. Răzvan este un tip mult mai calm, mult mai ok decât era înainte. Confirm aici. Așa da. S-a da. schimbat. În momentul în care succesul te schimbă în bine, asta înseamnă că ai caracter și ai valoare. Și asta este valabil și pentru Cosmin Olăroiu, care la fel ne-am întâlnit acum, ultima dată, acum un an și ceva, într-un, mă rog, la. era. se comemora un prieten comun și eram cam pe grabă. așa de tare am grăbit, de am stat 8 ore la masă. Și descoperi un om care nu s-a schimbat deloc, care are absolut același comportament cu, cu, toți oamenii de pe lângă el, chiar dacă unii s-au dus în, în cap. Și asta e mare lucru. Da. Mutu sau Adrian Ilie? este la nivel înalt? Așa. Asta e la nivel înalt și este o polemică la FCSB în momentul de față. Da? Da. Și este care este... cum ai putut Care să... e balanța? Toți sunt cu Adrian Mutu, uh -huh. dar ei, copiii, băieții, nu prea l-au prins pe Adrian Ilie. Ah, că nu prea l-au prins. Nu da. l-au prins pe Adrian Ilie și asta, discuția asta a pornit de la o discuție între Marius Ianuli, Mache și uh, Florinel Coman. După aceea, când a venit la mine la Judecată am zis, bă, bineînțeles că luăm cifrele și... Uh, ce a realizat Mutu în plan personal mai în carieră. Mutu ar trebui să preferiți fie preferiți la goluri, la goluri, da. Da, dar performanțe da. cu echipele da. la da. care a jucat, da. mai mari da. la Adrian Finală Ia. de Champions League, e finală, nu e uh, trofeu, știi? Adică plus la echipa națională, da. totuși Adrian da. Ilie. Pentru mine, uh, discutând doar din punct de vedere al calităților fotbalistice, Adrian Ilie este uh, numărul 1. Um, Mutu era altceva, un, un jucător versatil. Eu pe Adrian Elie nu l-am văzut. Sigur că a mai jucat, a venit și număr 10, a fost și atacant, dar era atacant lateral stânga. Mutu putea să joace și acolo și număr 10. Diferiți. Ca poziție, aceeași poziție, dar diferiți foarte mult ca profil. Nu era puternic, s-a bine, alerga mult, marca mai mult, a marcat mai mult și. Adrian Elie a fost mai artist. Dar golurile lui Adrian Ilie, nu știu ce alt fotbalist, îmi vorbesc de fotbalul mondial, a marcat loburile lui Adrian Ilie. Scărițele lui sunt nu numai aceea lui Bondragon Dragon, la campionatul Mondial. Deci are, cred că are vreo 6 șapte pe care le știu eu la perfecție, unele de pe la 25 de metri. Așa de multe ori aducea Aromario, stilul ăla lui, da. elegant, așa, da. și fără da. să se da, da, da. chinuie da, să da, dea goluri. Adică da. Da. De clasă Adrian Elie. Din păcate s-a retras prea devreme. L-au și chinuit puțin accidentările da. și se supără, nu se supără. Mie Gică Popescu mi-a zis că nu s-a antrenat atât de bine. Și când uh, i-am zis, uh, mi-a zis, de aici, m-am întrebat foarte bine. Și l am făcut întâlnire într-un... pot uh, tot duc numai vorba numai că, Uite, dar vezi dacă ești bătrân, normal că mulți au dispărut. I-am prins o dată pe amândoi și am zis, uh, uite ce spune Cobra, că s-a antrenat. L-a luat gigă și a zis, unde te-ai antrenat tu, la Galatasaray? Și Adrian zice, cum, la sală? Nu veneam la sală? Tu veneai la sală cu o sticlă de apă în mână și te uitai la noi. Dar el zice, păi da, dar erau aparatele noi. <laughs> <laughs> Știi? Cobra a fost mare, uriaș. Da. Uh, bun, următoarea. Dinamo 89-90 sau Craiova 82-83? Era anti-Dinamo rău de tot. Era Vaiscoviș la Dinamo și era al nostru și Orac, care era cu care crescusem la Galați, dar eram anti din numai când văd sigla. Așa era, așa era atunci. Acum nu, dar atunci așa era. Ca valoare, Craiova, fără discuție. Craiova, fără discuție? Da. Craiova a fost atât de bună atunci și mă gândesc că dacă echipa aia ar fi avut condiții de antrenament, cum aveau ea din vest pe vremea aia. Știu, antrenament, recuperare, alimentație, suplimente, știu eu. că la noi nu era nimic pe vremea aia, clar. Cred că era poate cea mai bună echipă din Europa. Era formidabil. E cu parcursul ăla de atunci. A fost formidabil, ținând cont de calibrul adversarilor. Bineînțeles. Da, da. Și atunci, Cupa UEFA, Cupa Cupelor, Cupa Campionilor competițiile erau sensibile egale ca valoare. Adică dădeai de adversari foarte buni și în cupa UEFA, și în cupa cupelor. Nu era acum clar. Liga campionilor îngrămădește toate păi, valorile. Era e, și, logic, e și normal, pentru că 4-5 sunt de acolo. Pe vremea da. nu era așa. Da. Adică acolo puteai să dai de balauri și în competițiile astea. Eu zic că nu știu dacă era E greu de, de, de uh, spus și dacă Steaua 86 a fost mai bună decât uh, Craiova lui Ilie Balaci și Costica Ștefănescu. Aici a, a, a am, a câtiga, am spus da. că totuși comparația da. aia pentru cine vine și alege Steaua e simplu, da. zice, Normal. a dus a până a siga, la final campanie. Înțeles, Aici nu. sunt asemănătoare eu, ca Eu spun, și eu aleg nivel. Steaua 86, dar eu țineam și cu Steaua. Uh, însă Craiova era foarte, foarte bun. Dar în perioada și aia. Avea, aia. Și, avea, și avea, cum să spun, toți erau jucători foarte buni. N-aș vrea să spun ce gândesc eu despre fotbaliști care au fost după aia la celelalte echipe și pe care eu nu i-am considerat la nivelul echipei. Că nu, asta chiar nu o să fac. Dar atunci, niciun jucător din Craiova Maxima nu era... Păi gândește că la un moment dat Cârțu, care era un... Vezi câte goluri a marcat Cârțu și nu era titular. Erau Crișan Cămătaru. Erau pe banca la un moment dat, Cârțu, Giolgău, Ilimescu. Din păcate, echipa a avut o perioadă scurtă de viață, ca să-i spunem așa, așa. așa. Și aici Lucescu are dreptate, zice. Marea greșeală a Craiovei din perioada aia a fost că n-a știut să-și întinerească. De exemplu, Lucescu spune că a vrut să-i ducă Craiovei, ducă, să-i da. pe Bellonii. Și i-a spus nu că nu are loc. Da. Bine, nu-l întinerea cu Bellonii, dar vreau să spun, ca idee, da. să mai aduci și alți jucători. Au mers pe același și au stors tot ce aveau din echipa aia. Cicleanu, Donose, Berdeanu, Balaci. Și și Dar clar că era la steaua lângă plecase Dumitru. Iordanescu se lăsase. Lângă Tudorel Stoica, clar că se vedea. Uite, eu am fost la, la meciul ăla de primul meci al lui Beroni la steaua pe teren propriu în 84 în uh, cu Roma. Cu 0, -0 cu Roma. Nemis, Cred că era la Cine era? Sven Goran era da, la Roma. Și uh, juca Falcao la Roma. 0-0. Okay. Și uh, meciul retur 1-0 la Roma, cred. Da, și penalti apărat de Ducadam, dacă nu mă... Da, da, da. da. Și a fost primul meci al lui Berlini. Și ții minte că m-am dus acasă și am spus lui că meu, să vezi tu de acum uh, steaua paradește tot. A venit Bărăni. du te bă, de aici că e bătrân. Berlini venise la 31 de ani la steaua. Și am zis, bine, bine. vedem noi cu Stoica și cu Bărăni. Deci vedeam puțin fotbal atunci. Vedem noi cu Stoica și cu Cine, cilini, mai bate cu Stoica și cu un Factor Berenie. de echilibru formidabil în echipa aia. Fantastic jucător. Da. Poate cel mai bun cuplu de mijlocaș central din istoria fotbalului românesc. Beloni Tudorel. Beloni Tudorel, ok. La echipa națională știți foarte bine că Tudorel nu a mai vrut să meargă. Ca așa a fost el. Dar Stoica Beloni cred că la ora asta jucau în cuplu la orice echipă în lume. La orice echipă. Adică erau la nivelul la care vorbim acum de, știu eu, de rodrii, de, de jucătorii mari din lume. Spuneați de, de metodele de pregătire pe care le avea Craiova, mai ales atunci, în 82-83. Da. Uh, ca să nu folosesc cuvântul amatorism, era. Era România, Dani. Ok. Gen, se mânca ciorbă înainte de meci? Era inclusiv chestiunea asta? Bă, nu că în, uh, se mânca ciorbă. Se mânca pâine albă. Trebuia să facă trei drumuri răspătarul la masa unor fo la fotbaliștilor să mai aducă pâine până vine ciorba. Pentru că se mânca pâine albă înainte de a veni ciorba. Se mânca, se mânca ciorbă cu pâine albă. Se mânca friptură de porc, bineînțeles, cu cartofi prăjiți în ulei normal, cu pâine. Seara, deci se mânca ori mă mânca cu brânză cu BBS-ul, mă mânca cu brânză cu zbântână, care era bine, se mânca în continuu cașcaval-pane. Bine, asta se mânca multă vreme. Cașcaval-pane, știi cum este? Așa se face. Da. Nu se digeră niciodată. E grăsime prăjită. Bineînțeles. Da. Noi știm că ne, ne, ne da. și ocupăm de asta și avem grijă de noi. Dar mă gândesc că atunci noi, că mâncam, dar mâncau și seniorii, bomba aia, îți dai seama. Crezi că mâncau uh, de, uh, gulici cu vambaste? Mâncau cașcavalul Pane? Nu mâncau cascabalul. No, mâncau, mâncau paste până nu da. mai știau de capul lor. Bun, și mai avem o uh, ultima, zecea. Steau 86 sau România 94? Steau 86. Da? Da. da. Steau 86 a fost ceva irepetabil. Dar dacă e să facem o comparație, nu o putem face acum că. Ne da. trebuie așa. Post pe post, credeți că de la Steaua 86 câștigă? Nu știu, cred că e echilibrat. Cred că e echilibrat, dar... Uh, cred totuși că Steaua 86 câștigă. Pentru că... Bine, Belodedici în amândouă. Da, îl scoatem din discuție. Iovan, Dan uh, Petrescu, de exemplu. Iovan. Pe asta spun, da, adică... E... Da, Iovan e Iovan. Iovan a fost. Uh, Iovan, la ora asta, uh, eu n-am înțeles. Cum de n-a putut el la Brighton să se impună și să ajungă la o echipă mare în Anglia? Ok, era și vârsta, e adevărat. Dar Iovan era un fundaș dreapta, cel puțin. A și fundaș central, fundaș dreapta, ca Iovan, la momentul ăsta în lume, nu cred că e niciunul uh, să fie atât de bun și defensiv. Nu mă cum arăta. Bine, cum arată și acum. Nu. Deci, Iovan nu avea cum să fie peste sub nimeni. Tudorel Stoica, Belini, niciodată nu. Bine, aici e vorba de Giga Popescu, că Gigă Popescu a fost super fotbalist, da? Poți să-l pui fundaș central, poți să-i pui mijlocaș. Da. E greu, e greu, 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 greu. Dar e un alt fotbalist mare al stelei 86, afară de Lăcătuș, de care toată lumea spunea că Uh, și era clar că era poate simbolul acelei echipe, dar uh, fotbalist care a fost contestat de foarte mulți a fost pițurcă. Pentru mine Pizurca a fost genial. Fotbalist genial. Pe multe lumea mă auzic zicând asta, deși el nu avea un stil care să spună, wow, ce fotbalist e pițurcă. ce. Foarte mult. Ce, că băga mingea în poartă, sau care era. Uh, că avea, zic, avea o lui... inteligență și un rafinament ieșire din comun. Păi, unii spun că rata. Păi da, dar aș crea ocazii. El, el era tot timpul acolo. Avea un simț al porții, din comun. Foarte, foarte bun fotbalist. Nu prea juca la echipa națională, pentru că echipa națională juca altceva. Juca mult contraatac. Eu am fost în 94. Am fost pe stadion, în 94 în Statele Unite. Păi noi cu Columbia am stat, pentru că altfel nu aveam cum. Practica a fost genială. Dar noi nu puteam să ieșim, să mergem să jucăm peste Ce Columbia. În Argentina aveam altă bineînțeles. abordare. Și atunci, bineînțeles că pe vremea aia, uh, nu vorbesc de temporizarea lui Neangelo, că aia a fost o chestie pe care n-am înțeles-o, mulți l-au înțeles. -o. Dar jucând contraatac, Cămătarul se preta mult mai bine. Și Cămătarul era, avea o forță atât de mare încât era aproape imposibil să-i aduci în locuitor. Adică tu depindeai de el. O s-a dus pe final de carieră la Herenven, și oamenii de la Herenven, când au venit, deci noi vorbim de începutul anilor 90, atunci, da? Și uh, noi am jucat cu Herenven în 2005. Ne-au întrebat de sute de ori, da? To toată lumea de acolo. Da. E legendă Cământarul, acolo. Legenda. Da. Legendă. legendă acolo da. și e văzut și acum e invitat când face clubul anumite da. evenimente da. importante care să celebreze ceva, că mă da. e invitat de, de Herenven. Da. Ca să ne întoarcem la perioada imediat după 90, da, atunci când ați intrat în, în fotbal. A fost pus vicepreședinte nu, la Oțelul. Da. V-a încântat ideea sau era așa? Nu, în primă fază am zis nu. Deci, în, cum a fost? Tata a ieșit la pensie. La masa pe care a dat-o, directorul general al combinatului, care era nașul meu, mi-a zis, bă, trebuie să pun președinte la Oțelul pe cine să pun și a zis Mă, Marius Stan? Păi zic, dar ce, se lasă? Că Marius era la Braila. Da, păi, ar fi extraordinar. Dar eu cum... Uh, de... Marius era jucător la prima echipă. Marius Stan a fost uh, fotbalist care a debutat în Liga I la 29 de ani. Și care în aia 3 ani, din 102 meciuri, a jucat 100. 90 de minute. Și care a dat... Patru goluri pe an, închizător. cu mustața aia, mare, Da. Uh, și uh, n-aveai telefoane, n-aveai cum să-i Zic, nu, ar fi extraordinar. Am vorbit cu Marius. Bă, uite, uh, chiar vii, Da, te pune. extraordinar. L-a pus pe Marius președinte la club, Marius venea după aia și mi mi-a zis, bă, hai, mă, bine, uh, hai șeful secției de fotbal. Zic, nu, te nu vine. Eu eram un combinat și eu voiam să urc în uh, ierarhie. Și aveam. Deci asta a fost formidabilă. Deci, în 90, în. Uh, în iarna, uh, au apărut niște burse la Ministerul Metalurgiei. 30 de burse. Test s-a dat de limba engleză metalurgică. Eu lucram uh, deja la export, știam uh, terminologia. Am luat primul, bursa. Am fost vreo 130... De, 40 de burse au fost. 130 pe 40 de locuri. Și urma să plec un an în uh, Germania la... aveam bursă. Și pe 20 iunie sau 21 iunie, cam așa, era interviul. La ambasadă atât. Se rezolvase tot. 13-15 iunie mineri <laughs> Și s-au uh, anulat bursele. După care, în 91, după discuția pe care am avut cu Barzi și a zis, bă, na, nu, eu vreau să... El m-a șmecherit, m-a dus la un meci și am jucat la Brăila. meci în prima liga, atunci promovați echipa. Și am stat pe bancă, lângă, lângă banca echipă. Mamă, îți dai seama că m-a prins. Aveam fost colegi de echipă de la tineret, erau deja la prima echipă. Dar nu, tot nu m-a trăgea foarte tare. În septembrie am dat un alt uh, examen, l-am luat. Trebuia să plec în Anglia, bursă. Mineri. Hai, minerie, zici, zici că e glumă, dar nu e <gătă> Și acum am zis Bă, oare minerii mi-au schimbat în bine viața sau în rău Și în În 92 La începutul lui februarie în, în decembrie deja fusesem La nașul meu și am zis Bă, uite că mare s zice Bă, vrei să mergi sau nu vreau să merg? Ok S-a plecat în Spania nu fusesem niciodată, fusesem doar în Turcia. Să fac uh, trafic de. Logii. Uh, da, 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 da. Am făcut la că... tra... Turcia, de nu mai știam de mine, de câte ori am fost în Turcia. <sighs> Și nu vrem să mergem în Spania, translator. Man. Bota. Da, da, uite că dacă rămâi la club. Băi, Spania. 5 februarie am plecat cu echipa în Spania. Și am rămas vicepreședinte al secției de fotbal, a ieșit la pensie directorul care era. Că trebuia cineva din combinat, că asta era. Trebuia cineva din combinat să fie șeful secției de fotbal. Și am rămas uh, antrenor Ion Moldovan, jucător reprezentativ, călugărul Gelu Popescu Cașuba. Și mulți de la tineret cu care jucasem. Uh, da, V-ați imaginat vreodată în toată perioada de peste 30 de ani? Cum ar fi arătat viața dacă nu era chestiunea asta cu fotbalul, nu apăreau minerii și aș fi câștigat bursa aia, oarecum aș fi evoluat. Da, cred că îmi plăcea să îmi plăcea șefia și nu aș fi luptat să ajung cât mai sus la export șeful meu era destul de tânăr și era bun. Îl simțeam, era greu de depășit. Dar probabil că eram în combinat și ajungeam. Cred că ajungeam în funcție de conducere. Cred. Da, nu mă vedeam făcând altceva. Cuplul la Marius stan Meme Stoica, a fost ceva formidabil, mai ales într-o perioadă în care fotbalul românesc conținea niște personaje, din păcate, care nu făceau cinste fotbalului. Adică a fost ceva o oază, așa, în tot da. fotbalul uh, românesc. Și a funcționat multă vreme foarte bine, nu? Până când... Uh, Rom... Din 92 până în 98, da. Asta zic, vreo șase ani, o perioadă... Da, 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 da. eram... eram inseparabil. Uh, pf, da, Mai existau și clinciuri și certuri și astea, sau pur și simplu nu prea, era... Nu, nu prea. prea. Nu. Ne-am nebunit succesul. Nu știu, a fost o, o chestie ciudată. Eu după aia am, am mers și am făcut pași spre împăcare, dar m-a Dar de la, ce? de la ce v rupt? A, a, a Iura, nici măcar vreun motiv să fie avut. A, e pur și simplu o ceartă care după aia a degenerat și a, eu chiar m-am dus, am spus, am mă și să o lăsăm, gata, nu. Nu, ori eu, ori tu. Așa a fost. Uh... A... așa a fost să fie. N-am vorbit o perioadă foarte lungă, după aia, din 2000. 16 am început să vorbim. Până în 2016 ne ați vorbit? Da, 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 da. Wow, deci lung. Da, da, da. Păcat, știi, da? Se mai întâmplă? Eu acum uh, nu prea mai am uh, oameni cu care să nu mă fim păcat. Ați zis, foarte puțini cei cu care și ca am căutat să mă împac, da? Chiar ați spus recent. De să nu sunt acum câteva zile? Bine, era o exagerare, probabil, dar nu foarte mare. Că în fotbal aveți cam 10 prieteni. Nu neapărat prieteni, că nici, nici băcar atât. Pentru că la mine noțiunea de prieten comportă foarte multe aspecte. Adică e, e foarte complicat să fii prieten când ai interese contrare. E complicat. Dar am oameni la care țin foarte mult și cu care îmi face plăcere să vă întâlnesc, cu care de vorbit vorbesc foarte rar, mai mult când ne întâlnim, pentru că nu sunt genul care să vorbească. Eu nu vorbesc la telefon. Deloc. Doar cu Gigi. Oricum, câteodată vorbesc, câteodată vorbesc mult peste putele dar nu. Nu vorbesc eu eu și cu fata mea prin mesaje corespondență. M-am învățat așa. Sunt foarte puțini, într-adevăr. Ce zis să spun? Am zis de Mihai Roman și de Bogdan Andone, da, da oamenii care țin foarte în... mult. Vasile Maftei. apropo de interese, da. care care sunt comune, da. Oamenii la care țin foarte mult. Nicolae, ridică la. Cernat e altceva. Cernat e familia mea. Adică suntem familie. De la 13 ani a crescut lângă mine. Și faptul că a reușit. Și ca, și ca fotbalist, și după ce a abandonat cariera, e un motiv de mare mândrie și pentru mine. Sunt foarte bucuros că... Bine, e un băiat excepțional. Știi foarte bine. Cine să spun? Uite, Adrian Mititelu un om la care țin. Adiță Mititelu, la fel. Dar nu știu dacă am, am vorbit de trei ori cu o Adiță. Dar îmi place. Îmi uh, plac replicile lui. Na. Uh, cine să... nu să omit să uh, bine, Gine Popescu, bănuiesc. A, a, nu, nu. Popescu la fel, pe Popescu îl, îl consider fratele meu. Deci, tot nu vorbim. Sau vorbim foarte rar, sau dacă avem uh, un interes, ajutăm cu koi sau altfel. Dar când mă întâlnesc cu el, bine, avem și prieteni comuni uh, chiar înainte că nu, Nu, e altceva. Deci că e altceva. Prietenii mei sunt cei cu care lucrez. Uite, în venirea în București în 2002, nu? Chipciu. Chipciu. Dacă îl pe Chipciu, chiar că îmi reproșeam. Chipciu... <laughs> uh... E, probabil că mai sunt și sunt înțelege mulți, lumea Sunt mulți, care... e bunicușor Stanciu la care țin foarte mult. Sunt foarte mulți, dar uh... mulți. Chipciu e altceva. Chiar relația cu Chipciu a fost tot timpul special. Chiar dacă m-am, -am, într-o vreme n-am vorbit, dai relație special. Venirea în București în 2002, simțiți că v-a schimbat în bine, v-a înrăit? Cum v-a transformat ca om? mă refer fix atunci, în 2002, ci... Nu, că atunci m-a speriat. Am crezut că nu, nu sunt pregătit pentru asta. București părea într-un fel când veneai o zi, două de săptămână și alta de aici. Am vrut să plec de nenumărate ori. Dar nu prea aveam cum să plec, dar aș fi abandonat. De ce? Nu... Dacă Gigi nu luam în 2003 uh, echipa, plecam. Nu, nu puteam să lucrez, în, uh, mi era foarte greu să lucrez. Adică eu eram obișnuit să fac altceva. Eram obișnuit să Să conduc un club, să aduc jucători. Să... Aici era greu să convin pe cineva că eu pot să fac asta. Și aici era. A vremea era pizzur că el conducea. Adică. Și era genul de om căruia dacă îi propuneai ceva, nu accepta. Știi. Adică prima reacție era: Bine, mă. știi tu. Greu, foarte greu. De unde ați intrat într-o. Nici nu știu cum să-i spun, într-o relație rece cu Pițurcă? Că e când v-a adus, înțeleg că și el a fost de acord. Chiar declarase, da, tot spunea și Mihai Stoica și tea spune să vină Mihai Stoica și până la urmă a spus ok, spus, Da, n-aș vrea să vorbesc prea mult. Când a plecat atunci în 2004, a considerat că eu am fost cel care l-a împins pe Gigi să se comporte de așa natură de să-l facă să plece. Da. V-ați mai întâlnit? Așa? În no, diverse nu. Păi da, eu nu ies, el nu iese, da, da. Nu. știu. Um, nu știu. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă am fi rămas în o formulă aia. Probabil că aș fi plecat. Probabil că aș fi plecat. Da, pentru că. Nu. puteam să vă fac meserie. Reține că transferurile din perioada aia, cu bani foarte puțini și, și, foarte puține transferuri le-am făcut eu, pur și simplu sfidând părerile tuturor oamenilor de fotbal care spuneau că nu are ce să caute Victoria și Iacob la Steaua, că cine-i Protasov, până și de, de Zenga au fost mulți care au spus, bine mă, pe cine am pe cel național, un an. Dar au fost alegeri pe care le-am le făcut. La Zenga, înțeleg că inclusiv Gigi n-a avut o nu, mare deschidere da, la Da, Nu prea a avut, dar, mă rog, păi, Zenga a făcut totul atunci. Când venea Zenga, nu știu unde era. Iar după aia, pașii s-au făcut perfect, și cu Protasov, și cu uh, Oli. Dar nu. Chiar nu. Uh, nu știu ce făcea. Bucureștiul m-a schimbat în rău, pentru că eu, venind din postura de suporter al stelei, am... n-am interpretat o, o partitură bună pentru mine. Am fost suporter într-o funcție de conducere și m-am comportat ca un suporter de foarte multe ori, ceea ce mi-a dăunat. Pentru că, în mod normal, nu era cazul ca eu să încep războaie cu absolut toată lumea. Și uh, cred că orgoliul meu m-a făcut să ajung să-mi doresc să războaie ca să vină suporterii să spună Bravo, bă, meu, pune pieptul în față. Prostie. Și nu pot să spun că eram foarte tânăr, că aveam destui de ani, da? M-am comportat ca un, uh, un om care altceva nu are de făcut decât să lupte cu toată lumea. Chiar C dacă făceam și altele. Când ați simțit că ați reușit să lăsați tipul ăsta de comportament deoparte? Adică, prin ce an, în ce perioadă? Când am început, când am realizat că altele sunt problemele unui om. Când am trecut, familia mea a trecut prin momente delicate, și atunci am realizat că. Să spui, alea, alea sunt false. Că, de fapt, nu facem altceva decât să ne pierdem vremea și să ne macinăm nervi. Da. Acum sunt ok. Mai am, știi cum e, nu poți să te schimbi total. Adică, și eu în momentul în care simt că sunt nedreptățit, urlă frustrarea mine și reacția mea e că am, totuși, sunt un tip coleric. Dar. Acum pot foarte ușor... Am... Timpul de revenire este mult mai mic. Bine, Înainte eram... Mai dani, și ani. Adică anii. eu la meciurile alea, la meciul cu Rapid, 0-0 pe arena națională, când s-a terminat meciul și eram calificați, eu m-am dus spre cei de la Rapid și am început să... Eu cu ei aveam treabă. Cât de debil mental să fi să faci așa ceva? În loc să te duci în vestiar și să sărbătorești cu ai tăi. Starea de stres era o chestiune care poate a... Da determinat de mult da, da, de Și uite, da, dar uite, eu și acum sunt super stresat. Aplicația asta mie îmi spune cum sunt. În timpul zilei, în timpul nopții, mai ales în timpul nopții. Iată, eu și acum la meciul, pe mine meciurile mă omoară. Eu după meciuri nu pot să dorm. Și sunt atâția ani. Tot acest turneu pe care l-ați avut în fotbal și spuneți că era stresant să, să suportați meciurile, în toți anii ăștia, Soția dumneavoastră cum a reușit să gestioneze toate lucrurile astea? Că veneați acasă, nu puteți să dormiți noaptea, nervos, stresat de la meciuri, mă rog, probleme, probleme și atâtea probleme pe care le-ați avut. De foarte multe ori nu veneam acasă. Că, știi, chestia asta cu cantonamentele de după meci, eu tot timpul am rămas cu ei nu mi-a plăcut să cer ceva jucătorilor și să nu fac și eu. Pentru că vedeam pe vremuri conducători care mergeau în cantonament cu echipa și mergeau cu soții. Păi mi se părea ceva sfidător la adresa jucătorilor. Adică îi ții pe țineam și câte trei săptămâni. Vorba aia, oamenii sunt tineri, nu le convine să stea singur și tu să mergi să nu nu duci lipsă de nimic. Nu e ok. A fost practic echilibrul pe care l-am avut. Până când nu l-am mai avut. Dar. Cred că a fost foarte complicat să se trăiască cu mine. Și îmi dau seama. Acum sunt schimbat, da. E cam târziu. De ce ziceți că e târziu? E târziu, adică a, dacă mă aș întoarce așa în timp, aș avea foarte multe de reparat. Doar că ce-am făcut sunt multe irreparabile. Care sunt lucrurile care dacă vă uitați așa în urmă vă împlinesc ca om? De ce sunteți cel mai mândru? În afară de faptul că am un copil uh, care mă face uh, mândru de fiecare dată când îl văd, uh, vreau să fiu super sincer, n-am visat că voi reuși profesional uh, atât de mult de cât am reușit. N-am visat. Adică, practic, când am intrat în fotbal, visul meu a fost să iau campionatul. Dar niciodată nu m-am gândit că meseria mea poate să mă poate și transfera. Adică eu am crezut că aia va fi viața mea. Să fiu conducător la Oțelul Galați și să fac cumva, nu știu, o minune ca Oțelul Galați să ia campionat. Minunea s-a realizat, dar nu cu mine acolo. Dar uh, chiar nu nu mă așteptam la ceea ce am realizat. Vă acum, mai vedeți știți. multă vreme în fotbal, ca, ca perioadă, ca ani? Cum simțiți? Um, mă atrage foarte mult uh, al doilea job. Uh, televiziune. Cred că am. Acumulat destule cunoștințe ca să fiu interesat la, în orice moment al unei invitații într-un studio de televiziune. Um, și remarc faptul că de când am început și al doilea job, întâlnesc copii care vor să ne fotografiem împreună, copii vorbind, copii de 10 ani. de Copiii acum sunt precoci. Adică un... sunt precoce pentru că la noi la 10 ani bar nu aveam de... Și nici acum vreo 20 de ani nu cred că un copil de 10 ani putea fi interesat de o emisiune televizată. Iar acum, dacă acum câțiva ani nu veneau copii la mine să facem fotografii și vin acum, e clar că am avut un impact și uh, mediatic, cred eu. Um, am cam realizat cam tot. Uh, nu prea văd, nu cred că o echipă de fotbal din România, indiferent de nivelul investițiilor, poate să ajungă să joace semifinală de Cupa Europeană. Nu cred. Că mai nu că mai e posibil așa Nu văd. cred că mai e posibil. Doar să prinzi un culoar, știu eu, dar uite, mă uitam anul ăsta și știi că vorbeam. O conference League arată bine de tot, fazele finale arată bine. Adică sunt echipe foarte bune. Fiorentina, Aston Villa, astea sunt echipe... Sunt echipe da, de care, da. la un moment dat, puteau să fie chiar de Champions League. Uh, Aston Villa chiar probabil că va fi uh, anul da. de Champions League. Uh, nu știu ce să zic... Uh, Poate mai fără parcă... a patra, a cincea competiție și atunci. Poate, da. Uh, distanța dintre fotbalul mare și fotbalul nostru Vorbesc, nostru, noi, Bulgaria, chiar și Ungaria, chiar dacă sunt investiții mult mai mari, se mărește. Și cred că se va mări continuu. Și atunci e complicat. Pentru că eu chiar cred că investițiile la cel mai înalt nivel vor fi din ce în ce mai mari. Cred că va fi schimbat cumva și uh, vor fi schimbate și regulile fair play ului financiar. Pentru că. Și FIFA și UEFA au nevoie de bani. Bine, ele sunt aplicate oricum. Sunt aplicate Diferenția, așa, mai, da. mai mult apar da. decât sunt aplicate. Da. V-am întrebat de împliniri. Ați spus mai devreme, în schimb, că ar fi niște lucruri de reparat. Puteți vorbi despre ele? Sau ce ați avea de reparat dacă ar fi să se poată? Bineînțeles că nu se poate, dar. Clar că am făcut niște. Tâmpenii, sub imperiul nervilor și al stresului, cum a fost uh, ieșirea aia din 2005, când am uh, lovit un uh, spectator. Chiar dacă la momentul ăla m-am îndreptățit spunând că uite, m-am jurat și nu știu ce, cumva am reparat-o, pentru că și acum, uh, la fiecare meci, uh, el și familia lui sunt invitații mei. Da? Da, da. Absolut fiecare meci. Și acum a fost la la meciul rapid. rapid da. uh, nu pot să repar ieșirea stupidă pe care am avut-o uh, la Scopie când am uh, vorbit, am folosit un limbaj suburban la adresa ziariștilor. Chiar dacă la momentul ăla am vorbit frumos mult timp, dar până la urmă am cedat, dar eu atunci am zis, bă, ăla a fost contextul. Aveam probleme pe care le aveam, noi nu știam dacă o să jucăm, uh, știi cum era, erau poveștile alea, abia primisem aprobare să jucăm în Champions League, Gigi era arestat și, uh, mă rog, bă, copleșea situația pe care o aveam la momentul ăla, dar nu e scuză. Acum realizez că nu aveam nicio scuză. Bă, trebuie să fii chiar nebun să faci ce au făcut. Și n-am cum să repar. Ce să fac? Să o caut Alexandra Tănăsescu să-i spun, bă, iartă-mă, cu cameramanul am păcat de mult cu vărul. I am zis, bă, da, nu e problemă, da, e un băiat ok. Și acum chiar avem și discuții de altă, de alt gen. Asta vorbind strict din ce prostie am făcut pe stadioane. Doar că nu pot să dau timp înapoi să stau mai mult cu fata mea când era mică și când un copil își dezvoltă personalitatea. Eu veneam seara și după 10 minute țipam. Hai cum se face așa ceva. Eu am avut probleme, nu ne-am înțeles până cu vreo 4-5 ani în urmă. Că nu puteam tot timpul, ieșeau scântei când discutam. Pentru că, într-adevăr, suntem identici ca personalitate. Dar problema era la mine. Acum să recuperăm. E, probabil că și momentul complicat pe care l-a traversat Teodora a schimbat lucrurile. Aia a schimbat. Clar că a schimbat și m-a schimbat pe mine. Pentru că, na, sunt cu totul și cu totul alt om. Dar mai sunt reminiscențe de trecutului și. Câteodată mai ies din... Poza asta da. are aproape 20, vreo 18 ani. 18 ani, 2006, da. Îl a vrut ea cu Raul sau... Nu a mai. Am avut mari probleme, pentru că ea era îndrăgostită de Beckham, avea 12 ani atunci. Și... Uh, mi am spus că nu poate ieși cu Beckham, pentru că... nu, că trebuie, nu trebuie, că Beckham e rezervă. <laughs> Nu poți să vorbești cu capelul, o să-l bage în Beckham ca să ieși tu de mână cu el. Și... Nu. A fost Raul. Cu Roberto Carlos era Răzvan Marin la meciul da. ăsta. Excepțional. Formidabile sunt amintirile astea. Da, era Beckham atunci chiar că... Eu nu sunt fan Beckham. Și nu o să înțeleg niciodată cum un tip care pentru mine n-are niciun pic de umor, este sec, sec ca, știu eu, Sahara, să facă. Clar că e un om de mare calitate, dar glumele lui nu, nu, le înțeleg. S-a urcat pe o masă de techball și a dat cu piciorul și a avut nu știu câte milioane de vizualizări. Că ce glumă a făcut? Băi, nu e nicio glumă asta. Nu, eu sunt fan overlap. Mă uit la, la Roy Kin și la Thierry Henry și la uh, Gary Neville și la Michael Richards mereu. Ăla e umorul care îmi place, da? Însă Beckham pentru sexul frumos era ceva... Și a ști, a știu să-și vândă imaginea. Da, 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 E și englez și automat. E și englez și, e și, -a și a soția avut. era celebră. și, da, celebră și, da. Și, și, da. da. Nu, dar clar că e un om... Am citit și eu bă, biografii, am citit uh, Alex Ferguson, l-am citit Roy Și da, toată lumea vorbește excepțional de el. Adică omul chiar e un tip foarte, foarte... Are un caracter foarte frumos. Dar mă rog atunci a ieșit din antrenament și a stat de vorbă, deși au, zis că nu are voie nimeni să vină din exterior, a ieșit din antrenament, a stat de vorbă cu Teodora și când a văzut ce engleză bună știe, mă rog, era la școala americană, normal să știe engleză bună, și după antrenament a stat 15 minute cu ea de vorbă, a copleșit-o, dar am rămas uimit pentru că na, de la nivelul lui, de la înălțimea, la cine era Beckham -um la momentul ăla, E mare lucru să poți să te comporți așa frumos cu da. nimeni. Uh, eram convins că nu o să mă apucăm să vorbim toate pentru că. Dar Vorbesc o, să, mai știu. o să ne mai, da. Nu, nu da. e asta, dar da. sunt foarte multe evenimente da, da, da pe da. care nu le-am atins da. și o să le ating și o să ne mai întâlnim. Uh, mai avem o rubrică în final. Uh, e vorba de câteva previziuni pe care vreau să le faceți pentru turneul final care urmează. Bine că nu mi dat cu Aveam pregătit, la da, dacă ați vorbim mult, cred că ați făcut-o intenționat. Bine, am făcut, da. <laughs> Lasă-l la urmă mereu, că nu o să-l apuci niciodată. O să vorbesc până nu, nu mă mai opresc. Uh... Mă omor cu quizurile alea. Bă, după ce că spun că am probleme cu presiunea, am pui presiune cu quizurile. lasă mă încoace. <laughs> Auzi cine și golgheter în... A. Bun, Uite, hai Griezmann să... a fost și, ce, și golgheter și cel mai bun jucător la un... Asta de acum, dacă vă trebuie <laughs> în 1980 să vedem, astea uh, sunt, să le știți știu, de știu, mult. Știu, știu, știu. Cine credeți că va fi surpriza turneului? Final în vară la Euro 2020. Surpriza plăcută, bănuiesc. Da, adică o echipă, nu Franța. Că dacă Franța ia trofeul, nu da, e o normal. surpriză. Dăm da. niște... Uh... Păi nu știu, Ucraina, Danemarca, România... Danemarca. 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 Care a fost și la precedentul Euro, da, o surpriză, că a jucat da, semifinala da, aia danemarca. unde... Penaltiul era cu Ericsson da da, 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 Danemarca. Danemarca, ziceți? Da. Ok. Dezamăgirea turneului. Mă mi teamă să nu fie Anglia, pentru că toată lumea vede Anglia după Franța favorită, pentru că are o, așa, un. Și la cote, cred că așa. O, e. Așa. Și arată, numai dacă aseară ce a făcut Bellingham, ce fotbalist este Bellingham și ce. Mă rog, ce echipa au. Uh, <coughs> Teoretic, trebuie să fie dezamăgirea una dintre favorite. Mare, evident, da. Italia nici măcar nu aș putea să zic că Depinde ar fi dezamăgire, de ce anume că, de exemplu, că Italia e Ca Italia să de fie campion. dezamăgire trebuie să nu depășească faza grupelor, Atunci, da, e o dezamăgire. La fiecare trebuie să te raportezi la ceva anume. Uh, Anglia, de exemplu, ar fi de o dezamăgire să piardă în optimi sau chiar și în sferturi la ce echipă are. Păi, și, bă, da, așa e. Bă, pune Anglia. Știi Anglia. de ce eu pun Anglia? Că e win-win. Dacă iese repede, sunt bun. Dacă nu, poate câștigă și eu țin cu ei. Acum țineți cu ei, parcă țineți cu Italia. Nu pot să țin cu Italia, Da, țin cu Italia. E prea slabă, dar Italia să... e degeaba, e prea slabă echipă. Ar fi incredibil să facă Italia. Acum ceva. trei ani era printre favorite? Nu. Nu, nu era. Nu, nu. nu era. Dar, da, acum trei ani parcă mai avea ceva echipă. Era un verati care era. Era până și. Bă, să îlasă solo este Berardi. Berardi, Berardi care a fost, a fost bun. bun acum. Da. A fost nu are bun. nimic, te, trebuie să joace cu da. știu eu, plus că acum trei ani au avut pe Bonucci, Chiellini, nu? Da. Iar acum Bonucci a curățat pe da. ce cu Olimpia Porto. Nu e formă Dona Roma mare acum. Mamă, ce a făcut și doamna Roma <laughs> cu, cu, cu da. Barcelona? Ce nu. echipă credeți că dă gol de fapt, spuneți-mi cine credeți că va fi golgheter și atunci e mai simplu. Mbappe, probabil că nu. vorbesc la. Probabil că ce are mai mică, știu eu, o cotă, dar. Cine ar putea să vă mă Harry Kane, la... Anga? de exemplu. Mm. Acum trebuie să vă gândiți și la genul de echipă care marchează da. mult, care. Cine, cine bate penaltiul, dar bine, ăștia bat penaltiul și Harry Kane, da. și Mbappe. Franța de golgheter. Deci ziceți că Franța. sunt prea bun Franța, da. nu știu cum ar putea să curețe. s au mai întâmplat, acolo. acum trei ani ce Știu, știu. I a scos Elveția aici, la Am bucurat. În primul rând că sunt contra lor, dar acum au foarte bună echipă și n-ai cum să nu -i... vrei să-i vezi de mai multe ori. Da. Că nu ții cu ei, dar vrei să-i vezi. Dar la ce a făcut Pogba la meciul ăla, la circul pe care l-a făcut Pogba după ce a dat gol, așa m-am bucurat că i-a scos Elveția și circul da, bine, francezilor nu mai care spuneau că da. e lăgie, la hotelul la care stau ei, stând da. în centrul Bucureștiului. Dar doare capul. Nu, au <laughs> aia mi s-a părut Acum ori niciodată înseamnă că vedeți o națională care dacă nu reușește să facă ceva important acum, slabe speranțe pe viitor. Belgia. Belgia. Da. Belgia în ultimii 6, opt ani cam cu impresia s-a trăit la fiecare da. turneu. Acum, acum. Parcă aveau chiar mai bune echipe da. acum patru ani. Aveau mai bune, da cu Hazard, da. cu, mă rog. Și acum sunt foarte, au jucători foarte buni, dar nu știu dacă au echipă așa bună. Jucători foarte bune au, dar au generațiile astea care se întrepătrund acum. Ăia din vechi tot mai sunt unii care joacă foarte bine. Adică e un vițel care joacă la Atletico Madrid foarte bine. E, știu eu, uite, joacă Fertonga. Da. E posibil ca Fertonga să fie titular. Deși el nu prea mai... Noi, în Conference League, când am jucat cu Anderlecht, mi s-a părut el veriga slabă la Anderlecht. Da. Și la ultima, da. cine câștigă? Franța. Franța okay. Știu că v-am... că erați în emisiune cu, cu Panduru când v-am pus să ziceți despre România dacă... Unde o vedeți la Euro? Și ați zis optim, nu? Parcă, nu știu da, am, am zis că iese din grupe. Că iese, optim, cam așa Da, optim. Da. V-ați mai schimbat că au trecut vreo no, 3-4 no, luni? No. Tot pe acolo? Cred că ieșim din grupe nu, 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 neapărat, nu suntem neapărat favoriți să ieșim din grupe, că suntem pe undeva cam cu Slovacia și Ucraina pare mai bună decât noi. Dar cred eu că ieșim. Chiar cred, cu convingere că ieșim. Am înțeles. Da. Dar Când nu știu dacă mergem mai departe. Acum depinde și dacă vii de pe locul 3 și dai de un balaur, na. Una dintre nu... posibile adversare da. e Franța. Asta da. probabil ce ar putea să se întâmple. Da? Nu prea pot să... E greu să asta mai că vedeam. treci de un... Franța, Anglia, Portugalia, Spania, când da. se apropie turneul final, poate chiar atunci cu o săptămână înainte, să vă rog să faceți un țintar așa să vedem. Adică, gen, da. din grupa asta, primul loc Cum a făcut locul 2, locul 3. Uh, Apropo de CBS de Kate Abdul a făcut un țintar și uh, la Champions League acum n-a nimerit nimic. A, 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 toate echipele eliminate le-a băgat <laughs> în semifinale. Bun. Dar, dar e clar că hm? spune -mi și mie, poate cineva să spună cum a fost semifinala asta, în sfertul ăsta dintre Real Madrid și City. Cine-i favorit? Clar city favorit, dar e clar că madrid are ceva special. La Champions League e greu să faci, greu să faci pentru că, în primul rând, nu știi tragea, nu știi tablou. Da. La un Euro, Mondial, e ușor pentru că știi totuși tablou știi, până la final Da. Știi, dar uite, mai sunt și chestiile astea pe care unele echipe le pot face în grup. hai să fug de aia... Mai îmi vine, iau locul 2 doi. Mai? Știi că au mai fost și chestii de genul ăsta. Da. Și Mulțumesc... știu, nu știu cum se... că unii pot, pot avea o strategie să folosească o echipă, un meci după după trei zile, alte echipă, dar depinde și de structura lotului și de adâncimea da. lotului. Că și dacă noi o să facem ai... la fel, dar noi suntem obligați să facem asta, noi am... că noi nu putem să jucăm din trei în trei zile. Mai vorbim. Da. Mi-a făcut plăcere. Mulțumesc mult de, de prezență, Mulțumesc domnul Stoica ne oprim. Până data viitoare la un nou episod în Eurocas 2024 să auzim numai de bine.